de dimineață, le-am pregătit micul dejun la copii. Le-am făcut cacao cu lapte și pâine prăjită cu unt și cu brânză deasupra. Ok, deci tema de astăzi plus bisten. Ai adunare, da? Și pagina aceasta. Nu, acolo e tema lui Edi. Ți-ți dă mami altceva, o altă foaie, bine? Și aici e mărțen. La fel, adunare și rezultatul trebuie să-ți dea 10. Ok, Edi? Astea două le-ai de făcut astăzi. Da, poți să iei una, să pui. Iar e că îmi face o cafea. Pentru că mi-am luat pastila de fier la trecută oră și acum pot să mănânc și eu. Nu, mami, doar una, că uite, e ceașcă mică, bine? Dacă era mare, atunci puneam două. Super! Foarte bine. Astea le pui la loc aici. Uite, apasă pe buton. Aia, mami. Aia nu, că după aia e prea dulce. Ok, acum poți să amesteci. Wow! E hais. E fierbinte, e grijă. Super, danke-șu. Acum știe că trebuie să scoată pedul de cafea. Așa. Te ajut? Hai să te ajut că e fierbinte, da? De că cu mâna e mai dificil un pic. Gata. Vreau să mănânc și eu ceva pentru că a trecut o oră și de când mi-am luat pastila și sincer nu prea îmi trebuie mâncare, mi-e și foarte greață, cred că de la pastila aceasta, dar mănânc tocmai ca să-mi treacă greața. Am aici un cappuccino, iar aici am o felie de pâine cu hummus și asta vei mânca în dimineața aceasta. Bun, haideți să căutăm numărul 18. Ăla cred că e gol, că l-ai desfăcut. Acolo nu mai e. Am găsit, uite aici, astăzi este 18. Ia să văd. Unul din ăla mic, super. Hai că eu îți țin și tu desfaci. Acolo, da, foarte bine. Poți să desfaci? Pe acolo nu cred că intră, uite pe aici așa. Stai că te ajut eu. Oh, ciocolățică, super! Așa, trage de ea cu putere, bravo! Foarte bine! Ok, dă-l-o mami? Mami, stai că vreau să văd numelele. Vrei să le vezi? Da, mami. Și tu vrei să le vezi? Nu, două, nu desfacem două, doar să uite din ce la numele, bine? Mâine desfacem următoarea căsuță. Ok, dă-l mami. E că după aia vrea și Eric și el crede că desfacem. Mulțumesc. Super. E bun? Vă place? Mami, am împărțit cu Alma și tatăi, dar și lui mami. Da, știu că mi-a zis ieri. Am și auzit că eram în bucătărie. N-am vrut că mai avea puțină ciocolată. A terminat Cipri serviciul pe ziua de astăzi și înainte să vină acasă, a trecut pe la DEM să ridice o comandă pe care a dat-o aseară. Este o comandă express upholung, cu ridicare express. În 6 ore poți te duci să o ridici și... Dacă o ridici de la magazin, nu plătești nimic, chiar dacă vrei să-ți fie livrată acasă, plătești 5 euro. El a ridicat-o de la magazin și a primit pachetul acesta de scutece pentru Eric, mărimea 4, și punga aceasta. Haideți să vedem ce este în ea. Ok, avem șervețele umede. Un set a câte două pachete. La fel, un alt set, la fel, la câte două pachete. Ups. Al treilea set. Deci 3 seturi de șervețele umede, sunt în total 6 pachete. A avut și reducere la pachetul de scutece 20% și practic cu reducerea de la scutece a plătit șervețele umede. Dar ce mi se pare mie fain este
că ai opțiunea aceasta, pur și simplu să dai comanda online și să te duci să o ridici, este potrivită pentru persoanele ocupate care nu au timp sau pur și simplu dacă nu vrei să te duci să cauți în magazin anumite produse, ai dat comanda și doar te duci și ai ridicat-o. Apar și în vlogul de astăzi. Este 1:20 ceasul și mă pregătesc să plec până în oraș pentru că am un termin la ora 1:15. După care vreau să trec pe la Netto ca să cumpăr niște afine pentru că nu mai am. Și astăzi la micul dejun nu mi-am mai făcut budincă din semințe de chia pentru că nu aveam afine. Dar o să trec să cumpăr și probabil o să-mi fac mai târziu. Și să mergem. Cipri a rămas cu copiii acasă și astăzi lucrez, după care urmează weekendul, abia aștept. Gata, am fost și la cumpărături. Am o mască nouă, care mai nou se cere, în special dacă mergi la spital, care se numește, stați așa că am aici ambalajul, ceva cu FFP. Cum se numește? Uite așa. Nu știu. Da. Se numește FFP2. Este aceasta, zici că este un cioc de pasăre, ceva. Dar respir foarte bine prin ea, deci se respiră chiar super ok față de măștile celelalte. Chiar nu am avut probleme cu ea. Și trebuie să văd de unde pot să cumpăr așa ceva, pentru că asta mi-a dat-o Cipri, a primit-o de la un coleg de muncă. Pentru că eu am avut astăzi un termin la spital să-mi fac o analiză, a ieșit super bine analiza. Și da, mi-a trebuit mască din aceasta și nu știu de unde să mai cumpăr, că trebuie să încerc la farmacie să văd dacă se găsesc de vânzare, sper că da. Am fost și la cumpărături, doar că am uitat să-mi iau camera să filmez și am cumpărat să avem în mașină eu și Cipri, doar a noastră, fără să împărțim cu copiii. Știu, sunt rea, da, știu, egoistă. Sunt cu, este cu ciocolată, biscuiți și ceva, cremă. Da, foarte bună. Am cumpărat afine două cutii din acestea și am cumpărat și un oțet din acesta, pentru că eu cu el curăț filtrul pentru cafea și diferite lucruri, dar în special aparatul de cafea îl curăț, pentru că îmi place cum curăță, curăță foarte bine și îndepărtează toată depunerea aceea care se face de la apă, dacă ați observat, și nu mă refer la calcar, deși și acela îl îndepărtează, dar se face așa ca o chestie alunecoasă și scârboasă de la apă și foarte bine îndepărtează. Și gata, mă duc acasă să mănânc și eu, după care trebuie să plec la serviciu, iar de mâine weekend, abia aștept. Gata, plec! Deci am stat la spital cam o oră și am așteptat ca să-mi fac analiza aceasta. Dar bine că a ieșit tot ok. Și da, afară este cald. Era 8 grade, acum nu știu cât mai arată. Este soare, zăpada s-a topit cu totul. Acum sunt 9,5 grade Celsius. Și parcă nici nu ar mai fi iarnă, parcă este toamnă. Cel puțin așa pare. Este plăcut și cald, dar parcă, nu știu, s-a dus toată atmosfera aceea festivă odată cu zăpada, odată cu topirea zăpezii. Dar poate până de Crăciun mai ninge. Sper. Gata, plec! Ei, am ajuns acasă și băieții mei au curățat bucătăria, au pus vasele la spălat, au gătit, mă așteaptă cu mâncare și o să mănânc, după care mă pregătesc să plec la serviciu și mă mai întorc diseară, dar să pun la loc și oțetul. Este 4:30 ceasul și mă pregătesc să plec la serviciu. Și o să mă mai întorc diseară. Nu prea am reușit astăzi să filmez mult pentru că am fost și plecată la spital. Și am venit acasă, am mâncat repede, acum iar trebuie să plec. Și da, nu prea am reușit astăzi să filmez. Dacă este prea puțin, probabil o să combin cu vlogul de mâine ca să iasă un vlog mai lung. Ca să fie totuși ceva, adică să nu fie puțin și gata. Și da, ne vedem diseară.